În videoclipul de astăzi îți voi prezenta ce am învățat despre bani, investiții și venit pasiv din seria originală de jocuri Assassin's Creed. Salutare! Numele meu este Ovidiu Tarcu și vreau să-ți urez bun venit pe canalul meu de YouTube. Seria originală de jocuri Assassin's Creed, și aici mă refer la primele 5 titluri, este pentru mine una dintre cele mai bune serii de jocuri video pe care le-am jucat până acum. Nu este prima, dar cu siguranță este în top 3. În cadrul ei se prezintă lupta de peste un mileniu dintre două facțiuni inamice. Pe de-o parte avem asasinii care doresc pacea și încurajează oamenii să aibă liber arbitru. Iar de cealaltă parte avem templierii care doresc să obțină pacea prin ordine și control. Ce îmi place mie cel mai mult la această serie de jocuri este faptul că îmbină întâmplări și personaje reale cu elemente fantastice și în unele cazuri chiar SF, prezentând un fel de istorie alternativă în care evenimente istorice majore au fost de fapt influențate de lupta pentru putere dintre asasini și templieri. Însă, pe lângă faptul că fiecare joc din seria originală are o poveste fascinantă și este foarte bine realizat, dacă le analizezi cu atenție, poți observa și câteva lecții financiare pe care le poți învăța și aplica în viața reală. De aceea, în videoclipul de astăzi îți voi prezenta ce am învățat eu despre bani, investiții și venit pasiv, analizând economia din jocurile Assassin's Creed 2 și Assassin's Creed Brotherhood. Am ales aceste două jocuri deoarece în cadrul lor s-au pus bazele mecanismului, iar jocurile ulterioare doar au construit peste fundația turnată. Acestea fiind spuse, să dăm drumul la treabă. Economia în Assassin's Creed este destul de simplă. Cea mai ușoară și mai intuitivă metodă de a obține bani în joc este prin finalizarea misiunilor principale și a celor secundare. De fiecare dată când termin cu succes o misiune, ești recompensat cu un sac de florin. Iar pe măsură ce progresezi din ce în ce mai mult în joc, recompensele financiare devin din ce în ce mai mari. Făcând o analogie cu viața reală, aceste misiuni pot fi asemănate cu un loc de muncă și niște contracte de freelancing la care lucrezi în timpul liber. Banii pe care îi obții pot fi cheltuiți în diferite moduri. În primul rând, poți cumpăra diferite echipamente și upgrade-uri pentru personajul tău. Acestea includ arme și armuri care te ajută să câștigi mai ușor luptele cu adversarii tăi. De asemenea, poți să cumperi diferite upgrade-uri, cum ar fi o traistă mai mare în care să-ți cari poțiunile. Sau poți să cumperi hărți și alte ustensile care te ajută să găsești mai ușor obiectele care pot fi colecționate. Cumpărând astfel de lucruri, ajungi să progresezi mult mai ușor în joc și să nu repezi de prea multe ori aceeași misiune, permițându-ți astfel să te bucuri cu adevărat de poveste. Dacă ne întoarcem la analogia cu viața reală, este ca și cum ai investi în dezvoltarea ta personală și profesională. Îți îmbunătățești abilitățile și înveți să folosești tool-uri noi care îți ușurează munca. O altă modalitate de a cheltui bani în joc este pe modificări estetice ale personajului. Personal, eu nu am pus niciodată mare accent pe asta pentru că simt că te scoate din atmosfera jocului. Jocurile originale Assassin's Creed se bazează destul de mult pe ideea de a te amesteca în mulțime și a acționa din umbră. Așa că am preferat întotdeauna să rămân echipat conform ideii originale a jocului. Cel de-al treilea lucru pe care poți să-l faci cu banii în Assassin's Creed este să renovezi clădiri și afaceri ca să obții diferite bonusuri și bani în plus. Ăsta este echivalentul investițiilor din viața reală și este un subiect complex pe care îl vom detalia în secțiunea următoare. În Assassin's Creed 2, pe partea de investiții, ai posibilitatea să înfrumusețezi orașul Monte Regioni, condus de familia lui Ezio Auditore, protagonistul jocului. Asta înseamnă că poți să renovezi clădirile din oraș pentru a obține diferite beneficii și ca să deblochezi diferiți comercianți. De la acești negustori, cumpere obiectele menționate mai devreme. În plus, la fiecare 20 de minute, ți se virează în cufărul familiei o sumă egală cu 10% din valoarea investițiilor făcute. Iar acei bani poți să-i folosești în cele 3 moduri menționate mai devreme. În Assassin's Creed Brotherhood, cei de la Ubisoft au păstrat în mare măsură același sistem de renovare, cu câteva excepții. Prima dintre ele este faptul că acum renovezi clădiri care sunt împrăștiate prin toată Roma și care se împart în 3 mari categorii. În primul rând, ai magazinele, care ești încurajat să le renovezi pentru că îți oferă acces la echipamente și upgrade-uri noi pe care le poți achiziționa, precum și la niște discounturi permanente.
Asta pe lângă venitul pasiv recurent și confortul proximității. În al doilea rând, ai clădiri pe care vrei să le renovezi pentru că, pe lângă bani, îți oferă și acces la diferite servicii, cum ar fi aliați, cai, puncte de transport rapid sau acces în zone secrete. Iar în al treilea rând, avem monumentele istorice, care nu oferă nimic deosebit în afara banilor generați, decât faptul că te simți bine că le ai în portofoliu și poți debloca câteva achievement-uri. A doua schimbare majoră făcută de cei de la Ubisoft este faptul că acum randamentul obținut variază în funcție de tipul clădirii pe care o renovezi. De exemplu, renovarea unei clădiri unde își va desfășura activitatea un fierar îți va aduce un randament mai mare decât renovarea unui monument istoric. Cea de-a treia schimbare majoră făcută în economia jocului de către dezvoltatori este faptul că în Assassin's Creed Brotherhood poți recruta membrii în frăția asasinilor pe care să-i trimiți să execute misiuni speciale. Iar dacă ei le duc la capăt cu succes, tu ești răsplătit cu bani și artefacte unice. Dacă ne întoarcem la analogia cu viața reală, renovarea clădirilor este echivalentul investițiilor pe care și noi trebuie să le facem pentru ca, în viitor, să generăm suficient venit pasiv, astfel încât să putem trăi exclusiv de pe urma lor. Legat de modul în care pot fi văzute aceste renovări, fiecare le poate interpreta cum dorește. Pe de o parte, poți să vezi partea imobiliară prin faptul că tu renovezi clădiri în care își desfășoară activitatea comercianți de la care tu încasezi chirie. Pe de altă parte, poți să le vezi ca investiții la bursă pentru că tu cumperi diferite companii de la care obții o parte din profit. Iar în ceea ce privește misiunile speciale, acestea pot fi asemănate cu deschiderea propriei afaceri. Eu personal am jucat jocurile Assassin's Creed de mai multe ori, în principal pentru poveste care mi se pare genială. Și mereu am profitat de sistemul de generare a venitului pasiv pentru a face experiența cât mai plăcută și a debloca cât mai multe obiective. Dar hai să vedem și ce lecții financiare poți învăța din seria originală de jocuri Assassin's Creed. Lecția numărul 1. Ca să poți genera venit pasiv, trebuie mai întâi să ai un venit activ. Așa cum în Assassin's Creed trebuie să termini misiuni principale și secundare ca să obții banii necesari renovării clădirilor, așa și în lumea reală ai nevoie de o activitate care îți produce bani pe care îi poți folosi ca să investești. Fără acea sursă de venit activ, nu ai cum să generezi venit pasiv. Așa că nu subestima importanța statutului de angajat, freelancer sau antreprenor atunci când ești un investitor începător. De aici obții banii necesari pentru a investi în active care îți aduc bani în timp ce dormi. Lecția numărul 2. Nu toate investițiile îți aduc aceleași randamente. Modificarea sistemului de renovare în Assassin's Creed Brotherhood a făcut alegerea clădirilor pe care le renovezi mult mai interesantă și cu un impact mult mai mare. Când ești la începutul jocului, mai bine investești în clădirile care îți aduc randamente mai bune. De exemplu, renovarea unei clădiri în care își desfășoară activitatea un fierar îți aduce un venit pasiv de 220 de florini la fiecare 20 de minute. Pentru doar 800 de florini investiți. Mult mai bine decât renovarea Panteonului care te costă 49.750 de florini și îți aduce un venit pasiv recurent de 88 de florini la fiecare 20 de minute. Cam așa trebuie să abordăm și noi investițiile. Când ești în faza de acumulare a averii și ai un orizont de timp mai lung, trebuie să cauți randamente ceva mai mari. De exemplu, ținta ta ar trebui să fie un randament mediu anual cuprins între 8 și 12%. Iar, pe măsură ce portofoliul tău de investiții crește și ajungi la faza de conservare și utilizare, poți adăuga în el și instrumente financiare mai sigure care aduc randamente medii anuale de 2-3%. Pentru că acum te interesează mai mult să păstrezi averea acumulată decât să o înmulțești. Lecția numărul 3. Trebuie să ai răbdare cu investițiile pe care le faci. La începutul jocului, venitul pasiv obținut de pe urma clădirilor renovate este foarte mic. Țin minte că banii câștigați într-o oră de pe urma investițiilor nu mi-ajungeau nici măcar să-mi cumpăr o armă sau o armură mai decentă. Însă, spre finalul jocului, pentru că eram consecvent și renovasem foarte multe clădiri, venitul pasiv generat într-o oră era mult mai mare decât ce obțineam finalizând o misiune. Puteam să cumpăr tot ce era disponibil doar cu banii din investiții. Exact la fel este și în realitate. La început, investițiile pe care le faci nu generează foarte mulți bani. Atunci când investești 1000 de lei la bursă și obții un randament anual de 10%, nu ești foarte impresionat.
Un câștig de 100 de lei într-un an te ajută poate să plătești 3 facturi de internet ca să poți urmări acest videoclip. Însă, dacă investești câte 1000 de lei pe lună și lași banii să lucreze pentru tine timp de 20-30 de ani, o să vezi că poți să ai un stil de viață confortabil și să trăiești exclusiv din venitul pasiv generat de investițiile făcute. Acestea sunt cele mai importante lecții despre bani, investiții și venit pasiv pe care eu le-am reținut din seria de jocuri Assassin's Creed. Dacă ți-au plăcut informațiile prezentate până acum, strivește butonul de like pentru algoritmul YouTube. Jocurile Assassin's Creed au o poveste captivantă care îmbină perfect elementele istorice, mistice și fantastice, fiind o sursă perfectă de divertisment. Dacă ești interesat să le joci, am pus în descriere link-uri de unde le poți achiziționa. Însă, pe lângă asta, au și o componentă economică destul de interesantă din care poți învăța lucruri pe care le poți pune în aplicare în viața reală. Câteva exemple ar fi: atunci când prestezi o activitate economică, fie din postura de angajat, freelancer sau antreprenor, fă-o cât poți de bine și adu cât mai multă valoare. În plus, investește în dezvoltarea ta personală și profesională, astfel încât să fii cât mai eficient, productiv și să ai un avantaj competitiv. De asemenea, ia în considerare că oricând poți să începi un side hustle ca să îți suplimentezi veniturile. Toate astea te vor ajuta să ai un venit activ cât mai mare. Iar o altă lecție foarte importantă în viața de zi cu zi este să folosești o parte din banii pe care îi câștigi ca să investești în fonduri mutuale, ETF-uri, acțiuni, obligațiuni, proprietăți imobiliare sau alte active generatoare de venit pasiv. Aplicând aceste principii simple, îți vei îmbunătăți semnificativ situația financiară. Iar, în timp, portofoliul de investiții pe care îl vei construi îți va permite să ai un stil de viață confortabil fără să mai fie nevoie să muncești pentru bani. Iar asta este libertatea pe care o căutăm cu toții. Acestea fiind spuse, eu îți mulțumesc că ai urmărit videoclipul până la final. Dacă ți-au plăcut informațiile prezentate în el, amintește-ți să apeși pe butonul de like, să te abonezi la canal, să activezi notificările și să-l arăți unui prieten interesat de subiect. De asemenea, te invit să mă urmărești și pe Facebook și Instagram, unde postez aproape în fiecare zi. Iar până data viitoare, amintește-ți că cel mai bun lucru pe care îl pot cumpăra banii este liniștea financiară.